Salutare, dragi prieteni grădinii exotice! Am terminat de plantat kiwi. Am luat 1, 2, 3, 4 kiwi actinidia arăguta. Sunt acele kiwi mici, după cum v-am mai zis. Și am terminat de plantat. Am udat bine, o să pun și un pic de mulci. Totul arată extraordinar de bine. Se apropie și ploaia, destul de norat. Și aici am pus specia Bingo și pe celelalte pe care vi le-am prezentat deja. Aici avem Jumbo. Acesta este destul de frumos și el. Viti kiwi, frunze verzi frumoase, și aici cu o creștere destul de mare avem specia soil Geneva. Sunt din Polonia de proveniență, dar cumpărate de la pepiniera Periș, după cum v-am zis și la plantare. Avem aici toate indicațiile și pașaportul de proveniență. Sunt verificate fitosanitar, deci sunt de calitate. Aici lângă avem jenii, care sunt, nu sunt mici ca arăguta, sunt mari, acelea din supermarket pe care le găsiți în supermarket. Avem 2-3 jenii și jos încă 2 arguta mici, luate de anul trecut de la pepiniera Periș, dar au rămas cam micuțe. Astea toate vor veni prinse pe această pergolă făcută de mine. Mai avem aici un kiwi Isai, tot fructe mici, dar a rămas cam micul săracul. Aici mai avem un jeni. Și lângă smochinul Vasilica Sica, pe care l-am plantat prin layering anul trecut, în toamnă. Se dezvoltă destul de bine, are și creșteri. Foarte mulțumit de el, de soiul ăsta. Am cules și câteva căpșunele. Anul acesta s-au făcut un pic mai mari, sunt gustoase rău. Bio. Sunt pentru consumul nostru. Și nu sunt stropite cu absolut nimic. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine!